Domn polițist, bună seara! Ce s-a întâmplat? Cum ați oprit automobilul? Care automobil? Mercedes-ul, tată, vedeți cum ați oprit? Aici automobilul cum trebuie să treacă încolo? Ați lăsat așa normal loc? Vă înțelegeți că ați oprit automobilul nu corect? Sau nu? De ce dumneavoastră puneți șoferii să oprească când posibil situația de accident? Totul nu e nicio situație de accident. Nu, eu spus posibil situația de accident. Domnul se deplasează. Mai departe. Eu am înțeles, dar el s-a oprit nereglementar, corect? Păi el s-a oprit nereglementar. Apoi spuneți, să-l dai mai înainte, undeva mai înainte. Când și-a oprit? Anume aici l-a spus. Domnul a acordat o întrebare, i-a explicat să duci mai departe. Noi din oraș m-a întrebat cum să iasă. Automobilul din față s-a oprit din mers cu girofarul. Se documentează cazul, se deplasează mai departe. Da, bine, domn polițist, uitați-vă cum el s-a pus, vedeți? Dar spuneți-vă dacă după borduri de pus pe dânsă, dar nu, a noi persoanele care zărie încolo să pleacă. Chiar ne vedeți că e cetățean străin. Bine, dar ce să-i explicați? Da, dar, pur și simplu, dumneavoastră mai întâi a zis că... Da. V-am comunicat, nu e locuitor a orașului. Bine, domn polițist, eu nu mă cos să întrebarea să mă uit. Ne-ați ce ați vreo că să veniți acum, el s-a oprit să-mi dă mie o întrebare și eu îți documentez cazul că Nu, eu pur și simplu am vrut din partea dumneavoastră, da, eu am înțeles. Din partea dumneavoastră, pur și simplu am dorit să-i spuneți, să leacă mai înainte, spune. Поляк мой на интер, я нас пусть, ну, дом полицейский, ничего даты, ничего дурка, так, но вас по-вову, сами даты шоферы. Так, я каял с крест, карибай, бедмент, и акума, тем, но... Да, вот это кумелый паркат, ну, вот это кумелый паркат. Ну, здесь для порта, ну, вас, комуник, ну, шинку он требали. Да. Джирафари, ну, трусей, принц. Со, принц. А, албаса, ну, джирафари, принц. Акушина, принц. Пини, шкат, он требали, ну, иро. E că girofarul a prins și uleacă automobilul mai înainte și vopși întrebări în aerul, domn polițist. Da, să știi completarea procesului verbal, să știi să înțeleg. Domn Maxim. Da, domn polițist. Caracter personal, să și? Întocmești proces verbal. Dacă aveți un... Dar procesul verbal unde se întocmește? În automobilul meu astăzi? Nu trebuie să fiți lângă conducător cumva? Nu, să-i explicați drepturi, la mine explica, da? Dumneavoastră, erați la început, sunteți siguri că nu... Domn polițist, eu v-am spus că girofarele nu sunt conectate. Eu nu văd că automobilul nostru de serviciu screză un careva impediment aici. Dumneavoastră, acum ce faceți? Siguranță? Trafică rutieră, corect? Documentăm cazul. Da, siguranță, trafică rutieră. Dumneavoastră, siguranță sau nu? E tot în regulă. Dar nu trebuie de prins girofarele, corect? Ia că așa. Păi ce bravo sunteți cu girofarele aprinsă? E că tămâi altfel. O, domn polițist, vă doresc vă o sărbători fericite? De asemenea. Dacă nu era problema asta și cu girofarele aprinsă, nici nu mă apropiam. Nu era o problemă, eu v-am înțeles de asta mai mult la Mercedes-ul. M-am explicat. Da. Mercedes s-a oprit, s-a acordat. Nu, da, totuși era o greșeală. Nu l-am stopat, Mercedes-ul. Eu am înțeles. Da, mai corect ar fi dacă ar fi după. Să nu creez careva împiedicare pentru alți cetățeni care ar dori puțin să intre în teritoriu. Când vă stopează echipajul de poliție, dumneavoastră vă stopați reglementar, corect? Corect. Tot așa locul, unde... Nu. Vă opriți reglementar. Eu dacă ați nerete... Dacă cetățeanul s-a oprit așa, mi s-a dus la cunoștință, tot încălcare, sunt acest proces să duci mai departe. Domn polițist, eu vă aș face în felul următor, dacă ne alt... Sunt de acord cu dumneavoastră. Da, eu am înțeles. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu, problema asta. Uitați-vă, dacă ne, de exemplu, un polițist mi-ar arăta cu bastonul să mă opresc chiar și în centru, eu mă oprim chiar și în centru cu o mașină. Dar asta era, da, greșeală polițistului. Corect. Bine, vă doresc încă o dată o seară frumoasă, să aveți. Mai puțin persoane care încalcă. Și sper că n-ați întâlnit nimeni în starte de prietate, să vă facă vă un cap pătrat. Speram. Da. Sărbători fericite. Numai cât și dumneavoastră la fel. Mulțumesc, la revedere.